Bună ziua, dragă audiență, și bine ați revenit! Suntem în Slobozia, luăm la pas orașul și nu putem să începem decât de la punctul zero, să zicem așa, al orașului și al istoriei orașului, mănăstirea de secol 17. Suntem cu doamna Clementina Tudor și dânsa va fi gazda noastră de astăzi. Bună ziua! Bună ziua! Mulțumesc tare mult pentru această vizită și această invitație care ne onorează, ca să spun așa, pentru că avem ocazia să ne prezentăm cu ceea ce avem noi mai valoros și mai interesant din punct de vedere al informației de poveste, pe care nu o găsim dacă dăm căutare pe Google așa la prima căutare, la primul click, și din contră trebuie să aprofundăm o istorie a orașului mai puțin cunoscută. Suntem într-adevăr la kilometrul zero al comunității, al orașului de acum Slobozia, care s-a construit la propriu în jurul acestui lăcaș de cult. Un lăcaș de cult care a apărut într-o atestare documentară pentru prima dată în 1615, la un an după ce Ianache Caragea a primit aprobare să ridice aici această mănăstire. Într-un timp de relativ scurt, spunem că s-a ridicat în prima formă Mănăstirea Sfinții Voievozi din Slobozia, pentru că de Mănăstirea Sfinții Voievozi vorbim, Sfinții Arhanghele, acum cunoscuți Mihail și Gavril. Spun că Ianache Caragea a fost cel care a ridicat primul edificiu al mănăstirii într-un timp foarte scurt, dar care a reușit să-i dea numele. Și de ce a obținut el aici aprobare pentru mănăstire? Pentru a aduce colonii de oameni și a forma o comunitate în jurul ei, și derogarea a fost de Slobozie, de a-i scuti de taxe pe 3 ani pe cei care vin și se așează în aceste locuri, ale unui bărăgan care era, cred că, mai prielnic decât acum, pentru că zona era împădurită, râul Ialomița este în apropiere, cel care definește județul cu numele lui, și era o zonă prielnică pentru agricultură, pentru vânătoare, de ce nu, și o zonă strategică, pentru că suntem doar la câțiva zeci de kilometri de cetatea Hârșova, care în acea perioadă era sub stăpânire otomană. Și într-o relație foarte strânsă, Mănăstirea Sfinții Voievozi cu Târgul de Floci, așa se numește, prima capitală a județului Ialomița, de lângă Giurgeni, unde s-a născut Mihai Viteazu. Și acolo aveam mai multe mănăstiri și mai multe biserici în incinta orașului medieval, că aveam acolo un oraș medieval. Deci, practic, a dat numele comunității Ianache Caragea, pentru că s-a numit Slobozia lui Caragea, Slobozia vai de ei, pentru că veneau cei amărâți care vroiau să fie scutiți de taxe și să locuiască aici, și apoi simplu Slobozia. Deci, a fost această evoluție a denumirii unei comunități libere, cum ne place nouă să ne numim în ziua de astăzi, tocmai de la această slobozire. Deci el a fost primul ctitor, dar nu singurul, și am putea, știu eu cumva, să începem acest periplu. Nu exista acest zid de incintă, acest zid de apărare la momentul primei construcții. El a fost mai târziu realizat de Matei Basarab, al doilea ctitor, care a văzut potențialul strategic și mai bine al mănăstirii, dar mai ales a profitat, ca să spun așa, din punct de vedere militar, pentru că în acea perioadă otomanii nu ne dădeau voie să facem cetăți cu zid de apărare, ne interziceau acest lucru, iar Matei Basarab a gândit că putem să facem ziduri de apărare în jurul mănăstirilor, și acestea au devenit redute de apărare pentru Țara Românească, în care ne aflăm și pe teritoriul căreia a fost ridicată mănăstirea. Și nu numai aceasta. El a ridicat, este ctitorul, ca să spun așa, al neamului românesc în Țara Românească, de biserici, de mănăstiri, și toate cu acest rol de apărare. Deci Ianache Caragea, Matei Basarab și după aceea egumenul Gavril Smirneanul, mulți ani mai târziu, deci avem 1614 inițial, 1634 Matei Basarab și mulți, mulți ani mai târziu, 1836 și 2 și 6 și 8 în etape successive, egumenul Gavril Smirneanu, care reface mănăstirea
după un cutremur și după multele încercări în luptele la care a fost martoră, pentru că aveam aici confruntări, bineînțeles prima dată cu otomanii, apoi cu bulgarii, apoi războaiele bulgaro-ruse și așa mai departe. Deci a fost un punct strategic și din punct de vedere militar, nu numai din punct de vedere ecleziastic. Deci trei ctitori importanți. Ce este interesant din punctul meu de vedere și poate mai puțin cunoscut, este că la sfințirea pe care a făcut-o Matei Basarab, a participat Patriarhul Constantinopolului și se spune în anumite documente ale vremii alături de 500 de preoți. Ceea ce este mare lucru, dovedește importanța acestui edificiu. Și nu a participat întâmplător, pentru că mănăstirea de la bun început a fost închinată unei alte mănăstiri de la muntele Athos. Și a reprezentat, de fapt, o zonă bogată a județului Ialomița, care era mult mai extins ca acum și care avea de oferit din toate punctele de vedere, chiar și economic. Era într-o perioadă în care Ialomița era un județ important, strategic, așa cum, fiind lângă București, lângă capitală, multe lucruri se întâmplau, se plănuiau și erau aici analizate și poate uneori, știu eu, a fost scutul pentru zona Bucureștiului. Vorbeam de acest zid de incintă, da, care a fost ridicat de Matei Basarab, iar clopotnița ridicată de egumenul Gavril Smirneanul. Deci, toți cei trei ctitori și-au lăsat amprenta cumva asupra edificiului de astăzi pe care îl avem, care a fost restaurat după 2000 și care e important, după 1990, în perioada 94-2004, a fost chiar sediul Episcopiei Sloboziei și Călărașilor până când s-a ridicat Catedrala Episcopală, pentru că în acest sens zona Bărăganului nu avea o tradiție, deci în Bărăgan nu exista o episcopie proprie. Deci multe funcțiuni avem, dar cel mai important este că reprezintă kilometrul zero al orașului și al comunității din Slobozia. Porțile sunt din lemn, avem cei doi arhangheli, Sfinții Voievozi, care sunt sculptați, incrustați. Mari modificări de structură nu au fost făcute în timp. După ctitoria lui Matei Basarab, practic s-a consolidat. Se menționează în documente că la 100 de ani de la ctitoria lui Matei Basarab s-au schimbat ferestrele, tâmplăria, tocmai pentru că era veche. Este monument istoric de categorie A. Are o pictură care este mai târzie, datează din secolul XIX, dar este o pictură aparte pe care o vom vedea, tradițională, în tradiția bizantină, dar și cu influențe occidentale, tocmai pentru că acele erau vremurile și se împrumutau foarte mult din cele două stiluri. Ce este important pentru noi trăitorii de astăzi este că putem vedea ctitorii în zona votivă, ca să spun așa, a oricărui lăcaș de cult, pentru că în pronaos, întotdeauna în tradiția creștină, ctitorii sunt exemplificați și s-a ținut la această idee ca toți cei trei ctitori să apară în interiorul bisericii. Iconografia este una aparte tocmai pentru că reprezintă o perioadă, un stil dintr-o anumită perioadă în care nu multe lăcașuri de cult erau în Bărăgan, dar cu corespondențe la nivelul celorlalte mănăstiri din țara românească. Fiindcă am vorbit de ctitori, este interesantă construcția și pentru că avem un pronaos, naos și altar fără a fi despărțite decât de aceste coloane. Avem un amvon care a fost mai târziu aici, mai târziu adăugat. Catapeteasma este nu cea originală, dar a păstrat icoanele împărătești de la bază, cu Maica Domnului, cu pruncul, cu Iisus Hristos. Deci această catapeteasmă în integralitatea ei este una care are o valoare artistică deosebită. De asemenea, reprezentările sfinților militari pe care îi avem în cele două abside laterale și stânga și dreapta. Sfinți militari mai rari, spre exemplu, nu-l avem pe Sfântul Gheorghe, dar îl avem pe Sfântul Eustațiu, îl avem pe Sfântul Mercurie aici, Eustațiu, pe Sfântul militar Hector, Gurie aici. Deci niște sfinți militari care au fost în acea perioadă la mare trecere, am putea spune, în rândul credincioșilor și care între timp au trecut în istorie și au fost înlocuiți de alți sfinți militari. Toți, după cum observăm, cu armele de luptă și cu crucile, pentru că asta era tradiția la acel moment. Avem de asemenea scene din viața lui Iisus, de la naștere până la botezul Domnului, care sunt reprezentări clasice în orice biserică creștină, coborârea la iad și înălțarea Domnului. Pictura în sine este deosebită tocmai pentru că ține de o tradiție veche. Și dacă ar fi să mergem acum la ctitori, ca să-i și vedem,
Îl avem aici pe Ianache Caragea și pe Matei Basarab. Ambii țin poarta biserica și o încredințează Domnului în tradiția creștină. Sunt foarte apropiați ca moment și aici domnitorul Bibescu, pentru că în perioada lui, în 1834-36, a fost refăcut lăcașul de cult după cutremur. A fost un cutremur care a afectat foarte, foarte rău mănăstirea atunci. Observăm că forma mănăstirii, cea de aici, este cea actuală. Da, este în formă trilobată, cu absida altarului, două abside laterale, stânga-dreapta, cu aceste două turnuri la intrare, stânga-dreapta, și își păstrează această formă. Ceea ce nu se mai știe astăzi este că egumenul Gavril Smirnanul este înmormântat chiar aici, în dreptul picturii sale votive, dar placa funerară a dispărut la un moment dat, care atesta, dar asta nu înseamnă că mormântul i-a fost strămutat. El este înmormântat tot în tradiția în care ctitorii erau înmormântați în biserică. Biserica are o rezonanță foarte bună, pentru că se organizează foarte rar, dar se organizează concerte de Paște, de Crăciun, de muzică sacră, iar acustica ei este una deosebită. Ține și asta de o tradiție a constructorilor. Sunetul era foarte important, în primul rând pentru cântările bisericești, iar apoi pentru ceea ce organizăm astăzi în zilele noastre, dar ține de o evoluție firească aceasta de a păstra un spațiu sacru și pentru întâlnirea comunității la momentele festive creștine. De altfel, mănăstirea apare în multe fotografii, atât ca edificiu singular, cât și ca, știu eu, reper al celor care porneau de aici, spre exemplu, copiii cu steaua. Se întâlneau la mănăstire și porneau de aici să colinde prin oraș, un oraș al perioadei interbelice, pe care l-a surprins în fotografii Costică Axinte și unde vedem că sunt copii înainte de Crăciun, merg și vestesc nașterea Domnului, de aici pornesc de la mănăstire toți ritualic cumva, se întâlnesc aici și pornesc să vestească nașterea Domnului. De asemenea, cei care participă la sărbătorile mari creștine de Paște și de Crăciun, după slujbă ieșeau afară și își făceau fotografii în fața mănăstirii, pentru a marca acest moment ca unul deosebit în viața lor. În perioada comunistă, mănăstirea a fost transformată într-un lăcaș de mir, deci n-a mai fost mănăstire și era singura din oraș. Multă vreme a fost singura din oraș, unde doar aici se puteau petrece cununiile, înmormântările. Și a fost cea mai grea perioadă a fost aceea. Au fost doi preoți care au reușit să o mențină la un stadiu de întreținere minimal, ca să funcționeze. Pe unul dintre ei, pe preotul Ion Negoiță, l-am prins și eu. El era un depozitar, ca să spun așa, al poveștilor sloboziei și era în același timp un entuziast după 89, când s-a putut preda religia în școli, după acea perioadă comunistă în care religia era interzisă și mersul la biserică era cumva mai pe furiș, mai cu atenție, mai restricționat chiar. Deși era pensionat, preotul Ion Negoiță, deși avea peste 70 de ani, mergea din școală în școală și preda religia cu mare cântare că poate să facă lucrul ăsta după 1989 și chiar a susținut rubrici la radio, un radio local, în care el explica pericopa evanghelică a fiecărei duminici. Merită menționat preotul Ion Negoiță pentru acest atașament al lui față de învățătura creștină, mai ales că el, în perioada interbelică, în perioada tulbure a legionarilor, în care ei puseseră cumva stăpânire pe România, își făcea probleme. Și imediat după perioada comunistă, instaurării comunismului, își făcea probleme că va fi deportat în Siberia, pentru că asta pățeau preoții și învățații. Și ca să facă față în Siberia, personal mi-a povestit că în fiecare iarnă dimineața ieșea și alerga prin zăpadă de sculți ca să obișnuiască cu condițiile critice din Siberia. N-a fost să fie să îi se întâmple asta, dar spectrul, această amenințare a deportării a planat și asupra lui. A reușit, probabil bună Dumnezeu a făcut să-l păzească că să nu ajungă acolo, să rămână aici și să trăiască în atât de multe etape ale istoriei României, de la primul război mondial până după Revoluția din 89. Zidul de incintă, zidul de apărare, a fost refăcut, cum spuneam, în perioada anilor 2000 și cele două turnuri de pe colț, care ele dispăruseră, au fost refăcute. Culmea este că s-au dat câteva lupte importante aici și o mână de oameni din interiorul mănăstirii au reușit să țină piept
unei, știu eu, armate mai mici sau mai mari de turci, apoi de bulgari în afară, care credeau că aici n-au cum... Deci era foarte greu de pătruns și credeau că sunt și foarte mulți oameni care le țin piept, dar de fapt erau o mână de oameni care au reușit să facă multe victime, abandonate de cei care vroiau să cucerească mănăstirea și pe care după aceea au îngropat ei creștinește, chiar dacă erau de altă religie, turcii și așa mai departe. De altfel am putea spune că Slobozia are așa o tradiție de a-și cinsti cumva și binefăcătorii și răufăcătorii. Și asta chiar ține de tradiția creștină, nu neapărat de a întoarce și celălalt obraz, cât de a te respecta în felul acesta pe tine. Și avem mărturii, Cimitirul Eroilor, în care avem înmormântați foarte mulți ostași din toată Europa și nu numai, tocmai pentru că ei și-au găsit un refugiu la un moment dat și locul unde să-și doarmă somnul de veci. Vom merge în Cimitirul Eroilor din Slobozia, unde sunt la fel de multe povești frumoase, probabil că niciodată nu vor fi terminat de spus și de povestit. Bun, deci continuăm, ca să spun așa, povestea orașului Slobozia și putem să ilustrăm cu imagini din Slobozia de altă dată, e adevărat că din perioada interbelică, pentru că aveam această posibilitate datorită unui personaj de poveste al orașului și anume Costică Axinte. Costică Axinte este un fotograf din perioada interbelică care a vrut să devină pilot și a ajuns să fie sergent fotograf în primul război mondial, deci fotograf profesionist al armatei române. După demobilizare, după primul război mondial, el s-a întors acasă în Slobozia și și-a luat în serios această a doua pasiune a lui de a face fotografii și de a imortaliza oamenii și locurile în care el trăia. Și avem aici o imagine cu zidul de incintă al mănăstirii Sfinții Voievozi, cu turnul clopotniță ridicat de iegumenul Gavril Smirneanul, înainte de reabilitarea care s-a făcut mult mai târziu. Vedem o imagine de iarnă, ne putem da seama limpede și ne putem da seama și de vechimea edificiului până la urmă, din această imagine cu cărămida din care era construit acest zid mare, înalt de peste 6 metri și lat de peste 1 metru și jumătate. Asta dovadă că el nu a fost făcut doar pentru a proteja cumva edificiul, ci pentru a fi un loc de apărare al comunității pe timp de război sau atunci când erau atacați, pentru că grosimea zidului doar așa se poate explica. O imagine din interior, dintr-o altă perioadă a mănăstirii, cu mănăstirea, cu un gard care separat, ca să spun așa, grădina de flori, de livadă. În spate exista înainte o livadă de pom fructifer care între timp a dispărut, dar putem observa, lesne, că pictura s-a păstrat. Pictura de la acel moment inițială s-a păstrat până astăzi. Și avem posibilitatea de a vedea și o imagine cu primăria orașului Slobozia, o primărie care a fost amenajată într-o casă de locuit, probabil după ce a fost declarată comună urbană. În 1912 a fost declarată comună urbană, avea undeva până în 5.000 de locuitori și s-a găsit acest sediu, care după unii a fost neîncăpător și s-a construit după aceea un alt sediu al primăriei, deci este într-o perioadă de început a primăriei orașului Slobozia. E, și Costică Axinte, pentru că era, știu eu, foarte atent la viața socială a comunității, a surprins ceea ce a căutat, de fapt, descoperitorul lui Costică Axinte. Costică Axinte, acest fotograf, știu eu, pionier, am putea spune, la nivel național, este cel care ne-a lăsat moștenire, o adevărată zestre în imagini. Și această moștenire l-a lăsat pe plăci de sticlă, cu negative, ale unor fotografii făcute de el și descoperite de cel care a înființat Muzeul Agriculturii, și anume Răzvan Ciucă. Răzvan Ciucă căuta dovezi palpabile despre agricultura din Bărăgan, cum ar fi aceste utilaje, aceste buldozere, tractoare, batoze, și nu găsea imagini cu ele. Și așa a ajuns la urmașii lui Costică Axinte, care nu de la început i-au spus că există aceste plăci cu negative, ci într-un târziu erau depozitate la propriu într-o ladă de aprozar și într-o magazie. Într-un târziu, când au văzut cât de determinat era Răzvan Ciucă să găsească dovezi ca să facă Muzeul Agriculturii, i-au dat această ladă cu plăci, peste 5.000 de plăci de sticlă, care conțin mai multe imagini pe o placă, undeva la 9.000-10.000 imagini stocate, și așa avem posibilitatea să vedem
oamenii pe care i-a avut Slobozia odată, dar și locurile pe care astăzi nu le mai avem și nu le știm decât din amintirile înaintașilor noștri sau din aceste fotografii. De ce nu mai avem acele locuri? Ce s-a întâmplat? Slobozia veche, ca să spun exact, așa, a fost demolată. A fost demolată în perioada comunistă când s-a ridicat orașul nou. Cam în ce proporție? În proporție de 100%. Dacă nu e 100%, e 98%. Adică mai avem mănăstirea, mai avem școala de băieți și casa de sănătate, care înainte a fost o judecătorie de pace. Și cam astea sunt singurele trei mari clădiri istorice ale orașului Slobozia. Pe toate celelalte le putem găsi, dacă le căutăm cu atenție, în acest fond al colecției Costică Axinte. O să vă lăsăm un link cu aceste poze digitalizate ale lui Costică Axinte. El mergea și fotografia oriunde, avea și un atelier, clar aici este în jurul orașului, pentru că el nu este, Costică Axinte nu este din Slobozia, s-a stabilit în Slobozia, dar este din imediată apropiere, din Perieți. Perieți unde funcționa ceea ce s-a numit ferma Model Perieți, unde se produceau semințe pentru legume și se exportau în toată Europa. Ceea ce, iarăși, foarte puțin se cunoaște, se știe. Aceste tractoare le-am văzut și la Muzeul Agriculturii din Slobozia. Aveți un link în descriere. Țăranii, după cum îi putem vedea, erau oameni ai câmpului, erau cumva ușor urbanizați, erau între cele două statute, ca să spun, de țăran și de orășan. Se adaptau la noua viață din comuna urbană Slobozia, ceea ce nu era deloc ușor, iar în aceeași perioadă își păstrează din portul popular căciulile de Astrahan, care sunt, știu eu... Adică acestea, nu? Acestea, căciulile de Astrahan, care sunt reprezentative pentru acea perioadă. Dar, după cum vedem, apar și pălăriile, și basca, și șapca, o perioadă foarte cosmopolită și din punctul ăsta de vedere, mai ales că veneau foarte mulți și se stabileau aici, unii cu forța erau aduși, că au fost deportări făcute în Bărăgan, alții de bunăvoie veneau poate de la țară și se stabileau în Slobozia. Clar că sunt fotografii făcute ca reprezentare, ca mostră de a arăta, de a se păstra lucrul acesta. Dar era o tradiție nouă care începea la Slobozia, aceasta a fotografiatului, prin atelierul lui Costică Axinte, care... Se pare că mai mult decât credunii era foarte hotărât să scrie în imagini istoria Sloboziei. Nu știu dacă el și-a dat seama ce va însemna asta în zilele noastre, dar cu siguranță a reușit să facă ceea ce nimeni altcineva nu s-a gândit, să păstreze imagini cu Slobozia înainte de demolarea ei. Tot felul de ateliere erau pe strada mare sau pe străzile adiacente, de fierărie, de brutării, croitorii foarte multe, dar acest, știu eu, ritm al bătutului ciocanelor la fierar era unul foarte interesant și se mai păstrează astăzi. Mai există fierar, dar nu în Slobozia, ci undeva în jurul orașului. Dar putem spune că atelierele de fierar își trăiesc ultimele zile, pentru că sunt de mult depășite din punctul ăsta de vedere. La lucru în atelier, multe doamne și domnițe care fotografiau spectaculos, aș putea spune, cum mai fotografiem și noi astăzi, teatral, da, când vrem să afișăm undeva. Aici este în pridvorul casei, dar cele mai multe sunt în atelierul de fotografiat, unde exista și o anumită recuzită, unde Costică Axinte chiar le dădea indicații despre cum să fotografieze și cum să pozeze, cum să stea la fotograf. Nu avem aici, dar să știți că ritualul de a merge la fotograf era atât de mare, încât înainte să meargă să vândă un tăuraș la târg, mergeau la fotograf, se fotografiau cu el în atelier și după aceea îl vindeau. Și avem imagini în acest sens, ceea ce este fabulos. Eu nu mai știu vreun fotograf din țara noastră care să aibă asemenea fotografie. Mama, copiii și tăurașul în studioul foto pentru a le rămâne cu această amintire. Adică este fabulos Costică Axinte prin ceea ce a făcut el la modul firesc. El a făcut firesc tot ce a făcut, dar cu atât mai mult este mai interesant. Și multe fotografii de la mormântări am văzut. Foarte multe fotografii de la mormântări pentru că s-a păstrat o tradiție medievală. Cei care își permiteau în perioada medievală făceau mulaje de pe fețele celor plecați cu ceară și așa mai departe și aceea le puteau transforma în statui, le puteau păstra chipul cumva și s-a păstrat până încoace în Bărăgan această tradiție, dar în perioada interbelică era foarte prezentă și marcantă, fiind unul dintre cele trei momente importante din viața unui om. Nașterea și botezul, nunta,
și moartea. Deci cele trei momente importante care musai trebuiau păstrate. Și avem fotografii la Costica Axinte și de la botez, mai ales de la cununii și foarte multe și de la înmormântări. Era ritualic, am putea spune, să faci fotografie cu cel dispărut în coșciuc și toți cei apropiați lui în jurul lui. Un ultim rămas bun peste timp. Și iarăși, nu mulți fotografi au făcut lucrul acesta. Dovadă că era foarte implicat în viața comunității. Despre asta este vorba, mai puțin poate în arta fotografică, deși dă dovadă și de maestrie fotografică, dar foarte, foarte implicat în viața comunității. Cuplurile, da, sunt cumva provocate să pozeze. Avem foarte multe tinere care nu apar aici, dar apar în fotografii care pozează fumând, iar unele dintre aceste imagini au ajuns să ilustreze coperți de cărți cu Bucureștiul, spre exemplu, din perioada interbelică. De asemenea, mergea și fotografia în stațiunea Amara. Deschiderea băilor calde la Amara și diverse momente. Mi-e aproape că mi-este greu să îmi imaginez cum oamenii aveau această determinare de a merge la scăldat, de a se relaxa, poate și pentru că trăim acum niște vremuri atât de accelerate în care răgazul pe care îl văd aici mi se pare greu de atins. Adică mi se pare că acest timp a fost unul foarte generos pentru ei și pentru Costica Axinte, pentru că a putut... Acolo avem la Amara, aici avem pe malul Ialomiței. Această fotografie este pe malul Ialomiței, înainte ca digul de apărare să fie ridicat. Digul de apărare a fost ridicat după inundațiile din anii 70-80. De asemenea, această piramidă umană, de sportivă, trebuia să fie el acolo ca să o fotografieze, pentru că altfel nu aveam și nu știam că se putea întâmpla o astfel de interacțiune în perioada anilor 1935-40. Și interesant, Costica Axinte și-a datat fotografiile, a datat momentele, ceea ce ajută foarte mult. Ajută foarte mult ca să identificăm acum unde, măcar unde au fost făcute și ce reprezintă și când. Pentru că această sursă critică, dacă nu este foarte bine stăpânită, poate fi exploatată uneori la modul negativ. Adică să suprapui oameni și locuri cu acțiuni care nu au de-a face cu ei. Și se produce astfel o mistificare a trecutului, ceea ce nu ne dorim. Că mistificările ale istoriei tot am avut, dar trecutului să nu se întâmple. Vă spuneam că veneau să fotografieze în studio. Portul popular era una dintre ținutele, ca să spun așa, preferate. Și după acest port popular foarte variat, ne dăm seama și zonele de unde au venit cei care au venit să se fixeze, să rămână în Slobozia. Clar, aici avem o sărbare și avem o sărbare de zi națională, pentru că avem atât portul popular, cât și steagul, cât și eșarfe cu tricolorul și sunt foarte dese în fotografiile lui Costica Axinte, inclusiv din perioada în care s-a reintrodus salutul roman și se saluta cu mâna dreaptă înainte, ceea ce mai târziu a devenit salutul fascist și s-a speculat cumva, dar inițial acest salut n-a avut nimic de a face cu fascismul, după aceea a fost preluat. Dar se păstrează foarte multe imagini în care copiii, mai ales copiii, foarte puțin adulții, cred că deloc adulții n-am văzut, practic acest salut roman la momentele de sărbătoare sau momentele de sărbătoare oficială, ca să spun așa, ale statului român. Și aici vorbesc de perioada dintre cele două războaie mondiale. Era ceva firesc să vezi la croitorie atât croitorii, meșterii croitori, cât și ucenicilor. Ei erau fie scoși în față ca să fotografieze, fie erau surprinși în interior la lucru și erau croitorie atât pentru bărbați cât și pentru femei. O viață destul de activă și destul de alertă a comunității de atunci. O cooperativă Albina, care un nume destul de comun, mi-am dat seama în acea perioadă, unde se făceau și împrumuturi, unde se întâmplau foarte multe lucruri. Chiar avem o fotografie surprinsă de Axinte, dar regizată, în care cineva împrumuta bani și primea banii în urma împrumutului. Și aici avem acest monument dintr-o anumită perioadă, ridicat după al doilea război mondial, prințului algerian, care a fost împușcat de Germanie la Slobozia. Putem spune că este un erou local sau că măcar a fost în conștiința slobozenilor multă vreme ca un erou local păstrat. Acest monument a fost mutat, credem noi acum, din această zonă sau zona s-a schimbat foarte mult, dar undeva aproape, a fost pus aproape de locul în care așa numitul prinț, pentru că e mai mult un renume decât un nume, algerian a fost împușcat. Deci exact în zona proximă în care el a fost împușcat și povestea cum a ajuns să fie împușcat o să o aflăm chiar pe acel loc.
un atelier de covrigărie. Foarte interesant că apare, chiar dacă a datat și Costică Axinte anul, avem un calendar național cu regele Carol al II-lea și 1940. Deci era foarte atent la aceste detalii Costică Axinte, să surprindă cu cât mai mult, să localizeze astfel cât mai mult și mai complex fiecare moment. Avem un Sfânt Mihail aici din interiorul catedralei, din nou catedrala, într-o perioadă probabil de restaurare după schelele pe care le avem în jur și scara pe care o avem de asemenea pusă pentru repararea cupolei. Este clar că au fost mai multe perioade, mai multe cutremure și edificiul a suferit. Aici avem catapeteasma pe care am văzut-o și în interior, cu un portret al primului ctitor aici, nu-l mai avem acolo, acest portret mic al lui Ianache Caragea. Această cruce mare de lemn se păstrează, chiar dacă sunt icoanele împărătești de asemenea despre care am vorbit, care se păstrează, chiar dacă restul a fost înlocuit pe parcursul timpului, forma inițială s-a păstrat. Am ajuns din nou la Costică Axinte, care merită să fie scos în evidență, pentru că, deși s-a născut lângă Slobozia, a trăit în Slobozia și și-a legat numele de Slobozia, nu întâmplător, după ce toate imaginile de pe plăcile de sticlă fotografice au fost scanate, nu întâmplător a câștigat respectul peste ocean și spun nu întâmplător pentru că el e născut pe 4 iulie și cred că a fost predestinat cumva, ținând cont de această legătură între 4 iulie și Ziua Americii. Cei de la New York Times au scris un articol, de fapt mai multe articole despre el, despre fotograful care a fotografiat mari personalități din primul război mondial, Regina Maria, generalul Berlot, prințul Carol, regele Ferdinand și tot așa. Pe lângă faptul că el a făcut și o fotografie de recunoaștere, pentru că la început fotografia aeriană era folosită ca instrument în armată și a fost unul dintre pionierii fotografiei din România și, așa ca o dovadă a calității sale, chiar fotograf oficial al armatei române. Ceea ce nu mi se pare deloc puțin lucru. Din păcate, nu și-a atins visul de a fi pilot, dar a fotografiat atât de multe avioane și escadrile, încât cred că cumva și-a împlinit și această dorință. A zburat cu siguranță, există imagini, a trăit o viață îndelungată, după cum vedem la... Nu, aici nu se spune, acolo sunt fotografiile realizate în perioada 30-84. Da, acolo 50 de ani, dar e născut în 4 iulie 1897. Și a murit în 1984, deci undeva la 87 da, de ani a trăit, da. Ceea ce înseamnă o viață îndelungată. El mergea foarte mult și fotografia și în zonele rurale. Aici avem o imagine dintr-o comună Cocora, dar este o imagine singulară. Foarte multe fotografii le are făcute în comuna Grivița și are foarte multe fotografii făcute cu oameni. Mergea special acolo la târgul de toamnă de Ziua Crucii. Veneau foarte mulți din Buzău. Lumea se strângea la Grivița din toate zările, ca să spun așa. Veneau târgoveții din Buzău, ialomițenii și nu numai, și călărășenii și brăilenii se strângeau de Ziua Crucii la Grivița. Iar oamenii își făceau fotografii cu familiile. Deci era o tradiție, pentru că era la începutul toamnei de Ziua Crucii, îl arvuneau pe Costică Axinte să vină să le fotografieze și nunțile din timpul anului. Așa se face că eu am prima fotografie cu părinții mei la 6 luni, făcută de Costică Axinte, și să știți că am descoperit cu totul întâmplător, adică aveam albumul de familie, am fotografie cu mama mea când era copil, cu familia ei lărgită și mama cu o jucărie în mână la vârsta de 10 ani, probabil. Chiar am întrebat-o, zic, dar cine ne făcea nouă fotografii? A, zice, era unul nea Costică și venea cu aparatul și cu bicicleta și mergea pe străzi și ne striga, haide să facem fotografii, haide la poză, în special când mergea, așa mergea duminica, când familiile erau acasă reunite. Și făcea fotografii tuturor celor care vroiau. Deci și în mediul casnic am văzut fotografii duminica când lumea ieșea la poartă, se strângeau cu toții, stăteau de vorbă la strada 11, aproape toată strada fotografiată de Costică Axinte, pentru că erau mulți acolo, a venit fotograful și ei încântați au vrut să facă fotografie. Și așa am aflat, când am pus-o pe maică mea să-mi spună cine este, cum este, că doctorul Dodoiu chiar a existat. Eu credeam că bunica mă sperie că mergem la doctorul Dodoiu, dar el chiar a existat. Deci era o expresie care se sperie copiii, înțeleg. Exact, okay. Și chiar el era real acolo. Adică asta mi s-a părut fascinant, că ceea ce credem noi că sunt legende, de fapt sunt povești adevărate. Iată, da. Sau viața cumva le dă o veridicitate
când ne așteptăm mai puțin. Aici este o imagine tipică, eu cred, de CAP, din punctul meu de vedere, cu oamenii care au terminat o treabă, au notat probabil ceva rezultate, îi avem pe cei care au mapă, au geantă, au pixuri la rever și pe cei care au încheiat treaba. Și da? Vedem și o sticlă de băut. De băut și la sfârșitul zilei și al programului se cinstesc pentru că au încheiat isprăvit o treabă. Este o tradiție firească aceasta pe care o întâlnim peste tot. Vă spuneam că în atelier avea o recuzită, ba cu un stativ cu flori, ba cu bicicletă, ba o să vedem că se fotografiază și cu motocicleta în studio, nu numai cu vițelul. De asemenea, în fața casei, spre exemplu, tineri căsătoriți, cum spuneam, sunt surprinși și își fac fotografie și rămân cu ea. În casă, cu lucrurile cele mai bune, din casa mare, din salon, cu cerga pe pat, asta nu este specifică din Ialomița, însă acest covor de pe perete, da, este specific zonei. Cerga este clar de la munte, clar că sunt veniți sau au primit-o. O să mai avem ceva foarte interesant, o categorie a celor fotografiați care veneau în studioul lui Costică Axinte sunt lăutarii. Slobozia avea, să zic așa, o tradiție lăutărească și avem fie un acordeonist care a venit singur, fie o orchestră de jazz. În 1943, cred, da, Slobozia avea o orchestră de jazz care se și intitula astfel, adică este o imagine de colecție din punctul meu de vedere. Chiar dacă avem aici, să zicem, instrumentiștii unui taraf, dar ei spuneau că muzică jazz. Aspirația lor era către jazz și avem lăutariul tradițional cu țambalul alături. Nunta, momentul unul dintre momentele cele mai gustate, ca să spun așa, din punct de vedere social și cultural. O brutărie, clar, avem aici. E, și veneau până și prizonierii la fotografiat, deținuții nu știu cum de erau aduși la fotografiat, dar este întreagă o regie aici, dacă ne uităm. Adică cei doi au cătușe, cel din spate atenționează, polițistul, de asemenea un ofițer, o autoritate care încadrează. Aici nu știu, dacă probabil că am putea specula, că sunt banii pe care i-a furat, nu știu, am putea specula orice pe această imagine, dar clar este că avem această ipostază a unor doi tineri care au încălcat legea. Nu știu, poate ca să-i facă de rușine, nu-mi dau seama de ce i-a dus la fotograf. Că începuse atunci, știu eu, cu panoul de onoare, poate aveam și un panou de al rușinii, nu se știe. Iarăși în uzine. Și aici pare la fel, că avem doi soldați și un tânăr. Pot fi frați. Și mai e ceva, avem foarte multe costume militare. În acea perioadă costumul militar s-a schimbat de foarte multe ori. Și din fotografiile lui Costică Axinte putem să scriem o istorie a costumului militar. Sunt enorm de multe modele, iar cei care sunt specializați în domeniu chiar identifică cu exactitate în funcție de uniformă perioada în care a fost făcută fotografia. Iarăși, pe motocicletă, la fotograf, într-o veselie, poate într-o permisie tinerii, au venit și s-au fotografiat. Mai teatral de atât nu cred că există, cu cuțitul în mână. E o bravare, clar. Este o bravare a tinerilor militari care ajung acasă și probabil înainte să plece din nou în armată, încearcă tot felul de ipostaze, tot felul de expresii. Aici cel mai probabil avem o fotografie de să văd tineri militari, tineri ucenici, tineri care sunt cumva într-o formulă de asta de militar sau așa îmi pare mie și e foarte posibil să fie la depozitele de armăsari, pentru că Slobozia a avut depozit de armăsari unde se făcea școală în acest sens și e foarte posibil să fie acolo. Mai relaxați, în permisie, dar la o masă și un pahar cu ceva, cu o băutură. Și spuneam că a fotografiat și multe aparate de zbor. Aici avem chiar cu brăila pe aparat inscripționat. Dar aici avem o amerizare pe Ialomița. Prima amerizare pe Ialomița pe care Costică Axinte n-a ratat-o, a imortalizat-o. Și asta doar așa foarte puțin din ce ne-a lăsat moștenire Costică Axinte în imagini cu oamenii și cu locurile Sloboziei pe care nu le mai avem astăzi, dar le putem recupera cumva. Suntem în zona stadionului. Stadionul este un reper.
Pentru că stadionul, am observat din comentariile celor care văd fotografii vechi și localizează cumva clădiri din Slobozia veche, că spun, era în fața stadionului, mai înainte de stadion, pe dreapta, pe stânga, deci stadionul este un reper pentru cei mai mulți, deși stadionul este cumva mai recent, nu este din aceeași perioadă în care a făcut Costică Axinte fotografiile. Numai că au coexistat strada mare cu Slobozia veche, până să fie demolate toate clădirile. Această istorie a coexistat, istoria veche cu cea nouă, o perioadă destul de îndelungată. Aici, spre exemplu, pe stânga, era o covrigărie renumită de pe vremea lui Axinte și cred că am văzut imagini cu covrigarii acolo, da, care nu mai funcționa la parametrii aceia. Dar funcționa. Eu am prins-o când eram copil și veneam la stadion și cumpăram covriși de aici. Peste drum era restaurantul Dunărea. Adică în față? În față și un pic dreapta. Era restaurantul Dunărea, o terasă de vară cu scaunele acelea de fier forjat pe care le mai vedem prin filmele vechi, cu atmosfera aceea estivală și fără griji a unei copilării eterne, ca să spun așa. Dunărea, deci era un reper. La restaurantul Dunărea, Răzvan Ciucă și băiatul lui Axinte au făcut această tranzacție de predare-primire a lăzii cu plăci fotografice și cu toate negativele. N-au vrut să ia niciun ban, au vrut să le răscumpere cumva. Până la urmă s-au înțeles la o sumă modestă și spune Răzvan Ciucă în memoriile lui că au venit împreună aici, s-au bucurat de o friptură, de un coniac, de un vin rece și cu sifon. Deci cumva totul era făcut pentru comunitate, nu personal pentru nimeni. Și mai este o poveste foarte interesantă, care trezește controverse încă. Pe lângă restaurantul Dunărea exista vestita Didileaua. Didileaua este un restaurant care apare într-un roman polițist, Orașul din Câmpie, scris de Ion Tipsie. Eu vreau să spun că la fel această amintire o am de la taică-miu care a citit cartea, dar nimeni nu poate localiza exact unde a fost Didileaua. Deci ea apare în literatură, apare în amintirile tuturor, inclusiv ale poetului Mircea Dinescu, care este slobozean, dar nimeni nu poate, unii o amplasează în zona gării, pentru că în roman, cumva, personajul principal ajunge la Didileaua după ce coboară din tren, dar se pare că totuși în această zonă a fost și Didileaua, nu în zona gării, și este scena unei crime. De fapt, asta este la Didileaua, scena unei crime, restaurantul. Foarte interesant că a ajuns și subiect de roman unul dintre restaurantele Sloboziei. Și mai interesant este că are o rezonanță anume și când spui Didileaua, toți spun, a, Didileaua, dar noi nu știm unde a fost Didileaua exact. Asta mi se pare foarte interesant. Am un coleg foarte pasionat care tot încearcă să o localizeze undeva și nu reușește. Eu cred că și mi se pare incredibil să nu fie fotografiată Costică Axinte. Da, iată. De ce să nu facă o fotografie și la Didileaua când avem tot ce era aici, de o parte și de alta a străzii principale? Prima dată a fost strada mare și după aceea Bulevardul Matei Basarab, care și-a păstrat numele până astăzi. Adică prima denumire a străzii mare a fost Bulevardul Matei Basarab. Și sau poate o fi fotografiat-o, dar nu știm noi să și nu știm ne noi dăm să seama exact că aceea este Didileaua, da. În fotografii foarte vechi, sau poate cineva știe, dar păstrează doar pentru el, că se poate întâmpla și astfel, să deții acest adevăr pe care să îl scoți la un moment dat, da, și să îl fructifici, nu știu, de o manieră culturală, de ce nu? Cu un proiect cultural. E interesant că se vorbește de Didileaua, dar nu știm unde a fost Didileaua. La fel cum casa poetului Mircea Dinescu nu se mai păstrează și la fel cum există mai multe variante. Care ar fi fost colo, care ar fi fost dincolo. Nici poetul nu amplasează cu exactitate undeva, dar clar că a avut o zonă cu grădină și clar că era undeva pe malul râului Ialomița. Și foarte posibil să fi fost aici în preajma mănăstirii. Avem pe stânga una dintre cele trei clădiri care se păstrează din Orașul Vechi, dar una mai modestă, cred că nu întâmplător s-au păstrat astea. A fost judecătoria de pace și acum este Casa de Asigurări de Sănătate. Corpul din afară se păstrează exact cum a fost, retrasă cumva, s-a mai completat în spate, s-a mai construit, dar ea apare și poate fi recunoscută foarte ușor. Țin minte că atunci când i s-a dat această destinație de funcțiune, de casă de sănătate, au fost voci care au apreciat, pentru că în felul acesta nu se degrada, era într-un stadiu de degradare destul de avansat, și voci care au contestat, pentru că au fost foarte mulți bani de cheltuit aici cu reabilitarea, dar eu zic că a meritat. Imediat după, avem școala mixtă, numărul 1,
Slobozia a avut mai multe școli, dar aceasta este de tip clasic, Spiru Haret, o tipologie, ca să spun așa, foarte funcțională a școlilor, un model care s-a impus la nivel național. Spiru Haret, ținând foarte mult să introducă învățământul obligatoriu în toate mediile și cele mai defavorizate. Nu întâmplător avem școala aici, pentru că, de fapt, prima școală din Bărăgan a funcționat în incinta mănăstirii și a fost înființată de Gavril Smirneanu. Și este, spuneam, tipică Spiru Haret, cu o intrare principală, o sală de clasă în stânga, o sală de clasă în dreapta și în fața holului cancelaria. Da. Deci mică, utilă, funcțională, care pentru acel moment era suficientă. Deși ulterior s-au făcut și mai mari, dar asta era tipologia școlii Spiru Haret. Aici vedem totuși că avem clase mai mari, cu trei rânduri de ferestre într-o clasă, stânga-dreapta. În general erau două rânduri, dacă nu mi-aduc eu bine aminte, pe tipologie. Deci este cea de aici, pe care o vedem acum. Da. Da, acum aparține de Liceul de Arte Ionel Perlea și este un centru multifuncțional. Dar este una dintre primele școli din Slobozia. Și la fel se păstrează în amplasamentul inițial, în forma inițială. Este monument istoric. Pas cu pas am ajuns pe strada Nisipuri din Slobozia, o stradă care înainte era vechea Crivaie, așa era cunoscută, Crivaia fiind un braț al râului Ialomița, unde Ialomița se revărsa tot timpul. De câte ori creștea nivelul râului, aici se revărsa și mai jos, în capătul străzii, se forma o baltă, o mlaștină, nu prea frumos mirositoare, mai ales vara. Ei, și pe vechea Crivaie s-a amenajat, s-a construit această strada Nisipuri și nu întâmplătorii se spune strada Nisipuri. Așa. Este de la numele, practic, al văii pe care se revărsa Ialomița. Era o zonă nisipoasă, mlăștinoasă, să spunem așa, un canal natural în mijlocul orașului, care separa orașul în două. Această zonă, această parte, era traversată dintr-o parte în cealaltă pe un podeț. Podețul ăsta, să zicem că era la momentul ăla din scândură, din nu neapărat ceva foarte, foarte rezistent, dar vă spuneam că acest loc este legat de o parte din istoria orașului și de monumentul la care vom ajunge, ridicat în amintirea prințului algerian, Gherania Mohamed, care a ajuns el pe meleagurile slobozene, fiind într-unul din lagărele de concentrare deschise la Slobozia în timpul Primului Război Mondial. El, algerian, lupta de partea aliaților francezi, la fel ca el erau foarte mulți indieni care luptau împreună cu armata Marii Britanii și au fost aici o perioadă îndelungată în timpul Primului Război Mondial, aduși din Germania. Ei au fost prizonieri aduși special pentru că veneau din țări calde, veneau din țări unde frigul nu cunoșteau noțiunea de frig, de iarnă, de îngheț. Și lagările din Germania, unde au fost prizonieri, au fost mutate. Noi eram sub ocupație germană atunci, în Primul Război Mondial. Au fost mutate, s-a luat această decizie de a fi înființate lagăre în Bărăganul Ialomițean, pentru că aveau o climă cumva mai apropiată decât locurile de unde ei veneau. Și nu suportau, mureau foarte mulți în Germania și au fost aduși aici. Știm cu toții contextul Primului Război Mondial, în urma căruia până la urmă s-au format statele națiuni și s-a format și România Mare. Dar a fost un moment foarte tumultos, așa, pentru că ne aflam sub ocupație germană, România pierduse marea luptă de la Turtucaia, frontul se retrăgea spre Iași, spre Moldova și aici încă erau prizonierii algerieni, indieni, veniți într-un statut cu totul special. Lagărul era și la Slobozia, era și la Mărculești. Și pentru că era această încrâncenare și această încleștare între armate, prizonierii aduși de germani puneau și ei la cale o mică revoltă ca să susțină comunitatea locală. El este cel care a vrut să dea semnalul acestei revolte împotriva germanilor și a fost împușcat în momentul în care a fugit. A trecut podețul care traversa Crivaia, dintr-o parte alta, a fost împușcat. Aici, în această proximitate, este locul în care el a fost împușcat, tocmai pentru că vroia să anunțe pornirea revoltei împotriva germanilor care erau ocupanți la acel moment. S-a ridicat acest monument care, de-a lungul timpului, a mai fost el restaurat,
care din păcate acum este cumva, să zicem, joaca unor copii. Da, da, vandalizat, din păcate despre asta este vorba. Și a rămas în istoria locului ca prințul algerian care a vrut să dea tonul răscoalei împotriva germanilor ocupanți. De fapt, am aflat ulterior, în urma unor cercetări făcute de profesorii de istorie și special de profesorul Vitalie Buzu, că el, și asta cu ocazia centenarului de la primul război mondial, nu de la Marea Unire, ci de la primul război mondial, că de fapt el nu era prinț, avea studii sanitare și singura fotografie care se păstrează cu imaginea lui este aceea că purta o banderolă cu crucea roșie. După unii avea facultate făcută de farmacie, după alții doar începuse studiile. Cu certitudine însă, în orașul lui de proveniență se menționează că a murit ca un erou, că este înmormântat la Slobozia, că are un monument ridicat și că a fost făcut prinț de către localnici pentru devotamentul lui. Ceea ce cumva renumele acesta îi se potrivește. Dar aici este zona. Aici este zona în care crivaia se revărsa, în care vara nu era deloc plăcut și se trecea de pe o parte spre cealaltă a orașului și în momentul ăsta el a fost împușcat de ostașii germani. Am putea spune că este un punct nodal al orașului care a legat orașul vechi, dispărut acum, de orașul nou care a fost construit cumva într-o zonă care nu avea foarte multe atracții, într-o zonă cu prea puține edificii. Dar printre acele puține edificii se afla și primul spital, iar primul director al spitalului din Slobozia, un ofițer care a murit în primul război mondial și își doarme, sau nu știu dacă își doarme somnul de veci în cimitirul eroilor, dar este pomenit alături de acest ostași algerieni, indieni, români, germani, care sunt înmormântați acolo. Deci avem așa o istorie comună, dovadă că după 100 și ceva de ani, nici nu mai contează în ce război ai luptat și de partea cui ai luptat, prețul a fost plătit de opotrivă și de cotropitori și de apărători. Ceea ce ar trebui să ne dea de gândit și să punem mai mult preț pe pace și nu pe conflicte. Am ajuns în cimitirul eroilor. Aici o să vedem mai multe popoare care și-au ostașii îngropați aici. Da, suntem în cimitirul internațional al eroilor din Slobozia, care a început să fie cumva construit ca amplasament încă din 1916-18, exact în timpul și imediat după sfârșitul primului război mondial. Dar el, din punct de vedere al statutului instituțional, ca să spun așa, a fost certificat acest statut în 1932, când la nivelul întregii țări s-au făcut astfel de așezăminte în memoria ostașilor primului război mondial. Și spuneam așa că în primul și în primul rând avem prizonierii din lagărele germane, înființate de germani în Slobozia. De aceea avem foarte mulți algerieni, foarte mulți indieni, foarte mulți turci, da, și ostași români, mai puțin parcă decât toți ceilalți. Ostași români cunoscuți și necunoscuți, ostași germani de asemenea, ostași ruși. Diferența este că ostașii germani și ruși, care au fost înmormântați aici, fie din timpul primului război mondial, fie din timpul celui de-al doilea război mondial, aceste morminte cumva au fost strămutate sau au dispărut, pentru că lângă cimitirul eroilor era un cimitir mai mare al comunității. Avem a doua bisericuță pe lângă Mănăstirea Sfinții Voievozi, a doua bisericuță a orașului este Capela Sfântul Matei, era o capelă care s-a transformat după aceea în biserică de mir și a asigurat multă vreme alături de mănăstire tot ceea ce presupunea ceremonialul religios la nivelul orașului Slobozia. Cimitirul eroilor a fost păstrat cumva în acest amplasament, mai puțin mormintele ostașilor germani și mai puțin mormintele ostașilor ruși. Noi știm că am avut o istorie tumultoasă și că am fost, să zicem, am intrat în al doilea război mondial alături de germani și am ieșit din al doilea război mondial alături de ruși. De altfel, în perioada celui de-al doilea război mondial, lagărele care în primul război mondial au fost pentru algerieni și indieni au fost transformate la început ca lagăre de prizonieri pentru ruși și după aceea pentru germani, în funcție de cum s-a schimbat fila istoriei pe care România a scris-o în această conflagrație. Spuneam că peste tot în țară, 1932, cultul eroilor înființează aceste locuri
ale memoriei pentru cei dispăruți. Și avem gropi comune, avem morminte individuale și avem mărturii ale unui trecut mai puțin cunoscut. Dar în perioada comunistă, culmea, era valorificat acest loc. Mulți dintre cei care erau făcuți pionieri erau aduși aici să fie pionieri, într-un loc istoric, într-un loc în care se comemora o jertfă. Aproape că nici nu mai conta, cum spuneam mai devreme, cine și de ce parte a fost. Cumva aici s-au reunit în eternitate, că de asta avem o stradă a eternității, suntem pe strada eternității, da. S-au reunit în eternitate aceste jertfe plătite. În comunism, perioada comunistă, cumva a valorificat această idee, pentru că ideea de pace era foarte prezentă. Știm cu toții, copiii iubesc pacea, toate mesajele pentru pace, pro-pace, pe care în acele manifestări de 23 august și așa mai departe, le promovam. Am prins și care am făcut parte din aceste defilări militare. În esență, mesajul era unul pentru pace. Și de aceea pionierii trebuiau să cunoască o jertfă a înaintașilor, că erau înaintași români, că erau înaintași de alte naționalități. Aici avem mărturia acestor jertfe. Vă spuneam că și prințul Gheraimia Mohamed este mormântat aici, are un monument ridicat. Se menționează data de 22 iunie 1918 ca fiind cea a morții. Sunt mai multe monumente ridicate pentru ostașii și naționalitatea ostașilor mormântați aici. Pe lângă algerieni avem francezi, oricum algerienii luptau în armata franceză. Avem un sector al românilor. Da, deci cel din față, din dreapta, da, este sectorul românilor și aici, în dreapta noastră, este al francezilor. Al francezilor, da. Avem al turcilor în față. Al indienilor de asemenea. Tot acolo? În stânga. În stânga, da. În triunghiul de aici, da, uite-l. Este un loc al memoriei acesta, da. Și vă spuneam că avem și un monument dedicat lui George Scully, un ofițer, care, de fapt, el a fost medic și primul director al spitalului din Slobozia. A murit pe câmpul de luptă în primul război mondial. Este un bloc, practic, de piatră. Acest monument, foarte mulți din Ialomiți au murit în primul război mondial, fie la Turtucaia, fie în Moldova, în zona Mărășești, Mărăști, Oituz. Pe dealul Coșna avem un erou care este din Ialomița istorică, grenadierul Constantin Mușat. El, de fapt, este cel, dacă știți... În fața gării are un monument, în fața gării... Bușteni? Din Bușteni, da. Are un monument și la Brăila, da. Același monument, și are un monument și la Bacău, în curtea unității militare. Era un proiect al reginei Maria ca el să fie valorizat pentru devotamentul lui. Deci, practic, el este ostașul care, fără o mână, da, a continuat să lupte, a refuzat să fie demobilizat, să întoarcă acasă. El era croitor de meserie și se întreba, probabil, cum ne întrebăm și noi, ce să mai facă el cu o singură mână în această meserie de croitor. A refuzat, a mers pe câmpul de luptă în continuare și a rămas în istorie. Spre exemplu, cei din zona Bacăului îl cunosc ca fiind de-al lor. Noi, ialomițenii din Ialomița istorică, îl revendicăm ca fiind de-al nostru. Brăilenii nu știu prea bine, dar să știți că am ajuns la cimitirul eroilor în care este el înmormântat, din Bogdana, și chiar avem acolo mențiunea erou Constantin Mușat. Localnicii de acolo, când au spus de unde este, de ce știu, și noi spuneam că e al nostru, al ialomițenilor, și zice e al nostru, al poporului român. Adică un răspuns mai frumos nu cred că se putea da. Într-adevăr, este eroul al nostru, al românilor. Un erou al primului război mondial, în care, după care România a avut șansa să devină națiune și stat, cum la fel putea să aibă șansa să fie împărțită între alte națiuni și state. Iar el a scris această istorie cu o singură mână, aruncând grenade. Și se pare că în momentul morții se menționează la Măgura, pe dealul eroilor, are alt monument ridicat și se menționează că a murit strigând grenade, băieți, dați grenade, pentru că el deschidea linia frontului cu aceste grenade. Fiecare, de fapt, erou mor pe front are o poveste a lui. Și mai sunt, apropo de eroii noștri, în Grivița natală, când mergeam cu bunica la Tămâiat, la cimitir, pentru că în fiecare cimitir de țară există o alee a eroilor, care sunt de fapt morminte goale, dar unde mergeau ori soțiile tinere, ori mamele, și îi plângeau pe cei care au rămas, nu știau pe unde pe front, dar plângeau la un mormânt. Exista o cruce cu un nume unde ele își plângeau pe cel pierdut.
pe lângă această alee cu morminte goale, la Grivița existau două cruci înalte, din scândură, din dulap, vopsite cu ulei ars, și bunica mea tot timpul spunea, astea sunt crucile eroilor. Sunt crucile celor care au rămas, nu știm pe unde au rămas, sunt morți pe front. Și ca să descoperi, spre exemplu, la centenarul Marii Uniri, doamna profesoară de istorie, pensionară din Grivița, primise o scrisoare din județul Sălaj, de la un profesor de istorie, să informeze că în curtea bisericii din satul Mineu sunt trei eroi ialomițeni din Grivița înmormântați. Și doamna profesoară a venit și a zis, vreau să facem la centenar o excursie cu copiii de acum, probabil cu rude ale celor care sunt acolo înmormântați, să facem o excursie, să mergem să le aducem un omagiu. Și am mers la Mineu, în Sălaj, le-am văzut monumentul. Sunt cinstiți în fiecare an de ziua eroilor, apropo de unde ne sunt eroii noștri, probabil că mulți de acolo sunt pe aici, dar ei au fost identificați. Și avem așa, Gheorghe Trandafir, Anton Scarlat și Constantin Cristodor, înmormântați, ei eroi, oamenii aceia îi consideră eliberatori. Sunt eroi din al doilea război mondial ei și spuneau că au fost cercetași, că au murit într-un atac cu grenadă, apropo de grenadierul din primul război mondial, uciși de armata hortistă, spuneau ei, hitleristă hortistă în al doilea război mondial, care refuza să se retragă, să elibereze. Deci, practic, a fost această întâlnire cu istoria pe care copiii, da, urmașii celor din Grivița, au ajuns să vadă unde sunt ei și cum sunt cinstiți. Asta a fost și există fotografii. Asta este, de fapt, important, să menținem relația și legătura aceasta cu istoria, ca să nu uităm, că dacă uităm ce s-a plătit, riscăm să repetăm cumva această jertfă. Iar jertfa supremă este aceasta a jertfei omenești cu prețul vieții, pe care ar fi bine să o valorificăm, să o valorizăm, nu să o risipim. Și dacă noi ne mai risipim viețile acum, înseamnă că risipim și viața lor, a celor care au murit pentru în primul război, în al doilea război mondial. Cum să spun, aceste locuri ale memoriei sunt esențiale. Ideea este să nu devină locuri ale pustiului, nevizitate, ci din contră. Dacă înainte de 89 se făceau acele evenimente de a deveni pionier aici, poate acum, dacă nu mai avem pionier, să venim de ziua eroilor cu clasa, pentru că ar fi drăguț să aflăm poveștile de cum au ajuns algerienii aici. Păi au fost niște lagăre de prizonieri. Cum au ajuns ei și de ce au ajuns? De ce avem un prins când, de fapt, el este un sanitar, am putea spune în cuvintele de atunci? De ce îl respectăm și să continuăm să-l respectăm? Că, din câte am văzut, parcă nu mai este atât de prins. L-am decăzut din aceste onoruri, care nu erau neapărat militare, dar jertfa lor a fost una militară. Să le ținem aproape cumva în sufletul nostru, pentru că avem 1918, 17, 16, capitan francez, aveam, după cum vedem acolo, necunoscut, dar erau și supuși ai reginei Anglia, avem pe o placă care din păcate a fost vandalizată, era un supus al reginei Anglia mort în război, iarăși mi s-a părut un document istoric, ca și când vedem acum istoria, o întâlnim acum, și acea placă a fost din păcate, văd, vandalizată și ea. De menționat că vin în fiecare an delegații din Turcia. Sunt marinari care opresc în portul Constanța și vin aici și aduc un omagiu înaintașilor lor care au murit pe aceste locuri. Turcii, din păcate, nu ne-au fost aliați de prea multe ori, dar nu mai contează, repet, de ce parte a istoriei, a războiului am fost. Contează să nu se mai întâmple, să nu mai intrăm în aceste conflagrații militare, că sunt mondiale, că sunt locale, tot rele sunt pentru populațiile care sunt supuse acestor campanii militare. Cred că acolo în spate avem tot așa niște fotografii care sunt șterse pe un meș, tot din campaniile lui Axinte, dar aici este o memorie vie. Adică aici avem mii înmormântați, fie în morminte separate, fie în grob comune, mii de militari din primul război mondial, din al doilea război mondial, cred că doar sunt grob comune, sau au fost efectiv astupate. Deci astupate. Cimitirul municipal care a fost în apropiere a fost strămutat la Bora. Probabil că și ei au fost strămutați într-o groapă comună care a rămas necunoscută, deci pentru cei din al doilea război mondial. Poate fi un popas de meditație asupra trecutului și de, nu știu, de încercare de înțelegere a prezentului până la urmă. Suntem în centrul civic, actualul centrul civic al municipiului Slobozia, dar nu la kilometrul zero, pentru că
kilometrul zero este cel de unde am început, cu Mănăstirea Sfinții Voievozi. Și avem aici, practic, Palatul Administrativ și din această perioadă și din perioada comunistă, alături de primăria municipiului Slobozia, sediul actual, ridicat, construit în perioada comunistă. Aici, practic, s-au manifestat cei care au vrut să schimbe conducerea comunistă cu una revoluționară. Primii revoluționari ai Sloboziei aici s-au manifestat. Culmea este că ei s-au adunat în acea perioadă. Există și o asociație a revoluționarilor din Slobozia și erau de profesii diferite. Mă refer aici la ceasornicari, la șoferi de autobuz, la intelectuali, profesori, cei care au simțit că este momentul să reacționeze la ceea ce se întâmpla la București și la ceea ce vedeau la televizor. Printre ei vreau să-i menționez pe Oliviu Vlădulescu, profesor care între timp a dispărut, pe fratele lui Mircea Dinescu, care trăiește și își vede în continuare de meseria lui de ceasornicar. Sunt cei care, de fapt, au rezistat Revoluției și n-au murit la Revoluție. Din păcate, ei s-au adunat, au dat buzna în Comitetul Central, că, de fapt, aici aveam un comitet administrativ al județului Ialomița. Ușile erau închise. La conducere se aflau așa numiții Glodeanu și Găinușa, două personaje reprezentative pentru perioada comunistă, au dat năvală, au dat buzna și a existat cineva care până la urmă au zis: dar de ce să spargă ușile, ar trebui să le deschidem și să intre. Iar acel cineva era un șef al Gărzilor Patriotice, care ulterior a devenit și primar într-o perioadă al municipiului Slobozia, Alexandru Stoica. El le-a deschis revoluționarilor și practic s-a făcut o ocupație a sediului fără violență. Dar sunt fotografii din acea perioadă în care s-au urcat deasupra, au manifestat, cei doi au fugit, bineînțeles, și s-a întocmit, ca să spun așa, aici un comitet al revoluționarilor. Interesant este că, pe lângă cei care au intrat, zilele următoare, nopțile erau foarte cu pericol ridicat, cu un necunoscut foarte mare. Printre cei care se cunosc au murit, se numără un șofer de ambulanță și un ofițer de securitate. Este o poveste pe care o știu de la Oliviu Vlădulescu. Nu știe nimeni, nu-și explică nimeni de ce, cum cei doi au fost împreună. Iar el, în urma cercetărilor, el care locuia în zona Elegant, acolo unde avem monumentul prințului algerian, locuia undeva mai în față, se pare că a fost convocat ofițerul de securitate la unitatea militară, care este undeva mai jos, a ieșit și atunci trecea o ambulanță, i-ar fi făcut semn să-l ia, să-l ducă acolo, s-a urcat în ambulanță, iar în momentul în care au trecut pe aici și în fața poliției, efectiv mașina de ambulanță de salvare a fost ciuruită de gloanțe, cei doi murind. Cine a tras? Nu știe nimeni cine a tras. La fel cum nu știe nimeni cine a tras de pe primărie, deci a fost acolo amplasată o mitralieră. S-a tras aici, la semafor. Oliviu Vlădulescu a fost în ținta acelei mitraliere de pe primărie, a reușit să se salveze, nu se știe cine a tras. Ideea este că aveam unitatea militară la gară, s-au tras focuri și dinspre unitatea militară, astfel încât un glonț a intrat pe geam într-un apartament și a omorât un bărbat care stătea în fotoliu la televizor. Deci, victime colaterale au fost multe. La fel cum s-a plecat de la unitatea militară în convoi cu tancuri spre București și un copil din Sfântul Gheorghe, care stătea cu mama la poartă să uita să vadă, efectiv a ieșit în fața tancului și tancul a trecut peste el. Este și el un erou al Revoluției, practic. La fel cum foarte mulți ialomițeni, inclusiv din Țăndărei, inclusiv din Grivița, erau în armată la Otopeni și au fost prinși în acel schimb de focuri unde foarte mulți tineri au murit. Unii s-au întors acasă, alții au fost grav răniți și au fost operați în străinătate în Italia și au rămas cu mari afecțiuni locomotorii în urma rănilor pe care le-au căpătat în Revoluție. Vorbesc de militarii care au fost la Otopeni, alții au fost la televiziune și tot așa, adică cumva, chiar dacă aici nu au fost lupte deschise, ca în București, confruntări deschise, cineva instrumenta aceste, nu știu cum să le spun, atacuri, trageri, asedii. Deci această idee de gringoladă, de nesiguranță era alimentată. Cei care lucrau în schimburi de noapte la fabrica de ulei, taică-miu, n-a mai putut să vină acasă, a rămas acolo ca să apere fabrica, nu știm de cine. Alții să apere altă instituție de producție, ceva, abatorul. Nu se știe cine și cum
instrumenta acest lucru, dar cert este că s-a murit în Slobozia, că a existat o mișcare revoluționară care s-a păstrat, s-a menținut, că avem și un monument al eroilor ridicat din decembrie 1989, ridicat în cinstea lor, a celor care au luptat la Revoluție, că sunt luptători, că sunt eroi, că sunt urmași. Există o listă întreagă, spre exemplu, la un moment dat, la o aniversare a Revoluției, eroilor din decembrie 89, am întâlnit un tânăr al cărui tată a murit în Revoluție, iar el se afla, practic, mama lui era însărcinată cu el în acel moment, nu și-a cunoscut tatăl, știe doar că este erou al Revoluției. Deci sunt tot felul de situații, toate evenimentele de cinstire a memoriei eroilor Revoluției au loc aici, la monumentul ridicat lor. Unii dintre ei sunt înmormântați în cimitirul eroilor, pentru că sunt și ei, da, pentru că sunt considerați eroi, dar mulți probabil că au murit și în București. Ofițerul, spre exemplu, de securitate este înmormântat în satul natal, nu era din Slobozia și nici din Ialomița, dar părinții l-au luat și l-au înmormântat la el acasă și sunt tot felul de astfel de situații în care familiile au decis. Nu avem un cimitir al eroilor Revoluției din 89, cum se întâmplă în București. Avem un cimitir al eroilor, unde sunt și eroi ai Revoluției și la fel avem eroi care sunt înmormântați în alte locuri. Dar asta a fost scena, practic, Revoluției de la 89. Aici s-a produs totul și s-a trăit foarte intens acele momente, pentru că pe Bulevardul Unirii erau tancuri instalate, adică nu era ceva comun să vezi un tank, o stare de asediu. Și la fel mi-aduc aminte că se știa, se vorbea înainte de Revoluție că se va întâmpla ceva, pentru că eu am mers cu câteva zile înainte, cu o săptămână maxim, înainte cu tatăl meu să depunem niște bani la cec, pentru că nu se aștepta să se întâmple ceva. Era această nesiguranță în societate și o nesiguranță și o așteptare în egală măsură că trebuie să se întâmple ceva. Și s-a întâmplat Revoluția de la 89. Acest centru civic al municipiului Slobozia a fost periodic cumva transformat, reamenajat. Partea din fața Palatului Administrativ, spre exemplu, a avut o cofetărie rotundă, care era o atracție în zonă. În loc de această agora, era un parc aici și un loc de promenadă pentru tineri, pentru mămiși, pentru copii. În apropiere a fost cândva Crama, cum era cunoscută, un restaurant care avea bar la subsol, ceea ce era așa o fiță, am putea spune, pentru perioada comunistă în principal. Avea în spate o cameră de comenzi unde se puteau comanda măsline, brânză, lucruri mai puțin pe care le puteai să le găsești în galantarele din alimentare. Culmea este că tot înainte de 89, deși era un loc respectabil, acea esplanadă pe care o vedem la clădirea centrului cultural acum, era o terasă a restaurantului. De pe terasă până în șosea, că dimensiunea a rămas neschimbată, șoseaua este aceeași, părea că este o pădure întreagă, atât de mult verde exista în acea zonă. Ei, și numai bine că s-a luat decizia, vă pomeneam de Găinușa, de Glodeanu, au luat decizia că acea cofetărie sub formă de ciupercă să fie demolată, pentru că nu avea o vizibilitate completă asupra zonei, le plăcea să controleze foarte mult, iar Crama, restaurantul, să fie transformat într-o clădire cu culturală. Și Răzvan Ciucă a propus pentru prima dată să fie aici sediul Muzeului Agriculturii. Deci prima opțiune pentru Muzeul Agriculturii a fost aici, în locul restaurantului Crama. E, numai bine că s-au și instalat câteva exponate aici, la etajul 1. A început să se renoveze, să se reamenajeze spațiile. Au rămas barul de la subsol, ca să spun așa, care acum este o cinematecă. Terasa a rămas ca esplanadă pentru activități culturale, spații muzeale în interior și cu timpul s-a renunțat de a fi aici Muzeul Agriculturii, tocmai pentru că era în prea centru, cumva, și se intenționa să se aducă foarte multe utilaje și foarte multe obiecte reprezentative pentru funcția de bază a muzeului, ca Muzeu al Agriculturii din România, și s-a găsit acea soluție la ieșire, unde a fost, practic, acea clădire, un centru mare comercial, de mobilă. Da. Da. Dar are și un spațiu mare în zonă, exact, pentru că s-au adus și două căsuțe, o biserică, exact, din lemn. Exact, exact. Și era o zonă mult mai generoasă din punct de vedere a amenajării unui edificiu atât de măreț în proiectul lui. Și aici a rămas centru cultural, un centru cultural care în timp a preluat numele lui Ionel Perlea. Ionel Perlea, care este un ialomițean din Ograda, mare dirijor, care a dirijat în toate statele din Europa și în America,
Toscanini, Arturo Toscanini, considerându-l demnul său urmaș, i-a dăruit bagheta de dirijat și a urmat la Scala din Milano. Deci avem, practic, centru cultural cu acest nume artistic emblematic și pentru Ialomița, dar și pentru România, pentru că puțin sunt cei care în acea perioadă în care Costică Axinte fotografia aici, făceau un nume bun în străinătate, în Europa și apoi în America. Ionel Perlea fiind unul dintre dizidenții români, să spune așa, intelectualii români dizidenți, soția lui și soția lui Mircea Eliade au fost surori și au locuit întotdeauna împreună, atât în Europa cât și în America. Această transformare, ca să spun așa, a centrului civic și această transformare a clădirii dintr-un restaurant într-un centru cultural cu un așa mare renume, cred că este printre lucrurile bune care s-au întâmplat la nivelul orașului Slobozia. Acestea fiind spuse, materialul se încheie aici. Vă mulțumim pentru turul pe care l-ați acordat. Astăzi a fost o zi foarte caniculare și apreciem efortul pe care l-ați depus. Și scrieți în comentarii care au fost cele mai interesante locuri sau cele mai interesante povești pe care le-ați văzut în acest documentar. Le vom citi pe toate și să ne vedem cu bine data viitoare. Toate cele bune!